Hei, salut și bine ați venit la ultimul clip de pe anul acesta. Astăzi se încheie oficial și seria Vlogmas. Astăzi va fi și ultimul clip din anul 2016. A fost un an frumos alături de voi, a fost un an prosper, a fost un an în care am crescut și am experimentat. A fost un an cu bune și cu rele, cu colaborări și fără, cu concursuri și fără. Dar mă bucur că am trecut cu bine de acest an. Nu pot să zic că sunt foarte mândră de seria de Vlogmas. Poate la anul să fie mult mai bogată și mai activă și mai cum ar trebui să fie. Am și dat skip la 3 zile, ceea ce îmi pare rău, dar au fost și zile când am postat 2 videoclipuri și așa că mă iertați. Vreau să vă mulțumesc că ați ales să stați lângă mine, să vă strângeți aici lângă mine, să mă urmăriți. Și suntem aproape 17.500. Asta este una dintre realizările acestui an pentru mine. Ne-am strâns 17.000 și ceva aici. Am făcut 800, peste 800.000 de vizualizări pe YouTube în total. Deci ne apropiem de 1.000.000 de vizualizări, ceea ce nu vine să cred. Am uitat și de Instagram, suntem acum 4.000 acolo și vreau din suflet să vă mulțumesc. Înseamnă foarte mult pentru mine și vreau să știți că încă un lucru bun pe care l-am făcut anul ăsta este să-mi fac Snapchat. Așa simt că am dezvoltat o legătură mai puternică cu voi. Acolo am putut vorbi mai multe chestii. Acolo am fost noi și nimeni altcineva. Persoanele care mă plac și mă iubesc așa cum sunt eu, pentru că alta mama nu mai face. Eu sunt aici acum, de fapt, să vă urez vouă un Crăciun minunat, un Crăciun de poveste și un an nou cât mai fericit și cât mai bun cu voi, dar să știți că și voi trebuie să fiți la rândul vostru buni cu ceilalți ca să primiți bine înapoi. Și nu uitați din când în când să oferiți și zâmbete și îmbrățișări, pentru că nu știți pe cine veți surprinde în bine și pe cine veți bucura. Vă mulțumesc că sunteți și acolo pentru mine și să știți că așa ați ajuns multe dintre voi la inima mea. Cam atât, vă urez încă o dată un Crăciun minunat și un an nou fericit. Vă pup! Ne vedem la anul! Mua!